La Pitești, echipele de hingherii au început să apară prin cartiere. Autoritățile locale au stabilit ca în fiecare zi să fie strânși 50 de maidanezi, iar în prima săptămână consideră de probă, echipele de ecarisaj au reușit un maxim de 40 de patrupede pe zi. Am ajuns în prima zi la 40 pe zi, ceea ce nu este foarte mult, dar nici foarte puțin. Este aproape de baremul pe care l-am impus de 50 de câini pe zi. În acest sens, primarul de la Pitești a dat asigurări că, deși a demarat procedura de colectare, niciun maidanez nu va fi eutanasiat în perioada imediat următoare. Și asta pentru că normele metodologice privind procedura de eutanasiere nu au fost încă făcute publice. De ce am început colectarea de acum? Dintr-un motiv foarte simplu. Până vin normele metodologice, poate sunt cetățeni care doresc să adopte. Așa că invit pe cetățeni să vină la Smeura pentru a adopta câinii pe care i-am colectat. La Pitești sunt două adăposturi canine. Primul, administrat de o fundație germană, este cel mai mare din lume și acolo se află circa 4.000 de câini. Iar al doilea aparține primăriei și poate adăposti aproape 1.500 de câini. De necrezut este că biobaza primăriei funcționează în continuare fără personal, pentru că ordonanța care a blocat posturile din administrație nu a făcut altceva decât să elimine toate posturile libere.